Doar 4% dintre români spun că nu au fost afectați de creșterile de prețuri din ultima perioadă. Restul au dat cu toții piept unui tăvălug al scumpirilor, la care cu greu au făcut față, arată cel mai recent sondaj curs. Majoritatea covârșitoare. Oamenii se așteaptă ca în perioada următoare prețurile să continue să se majoreze. Colegul meu, Radu Tiliț, are toate datele. Bun găsit, Radu! Bună ziua, bun găsit tuturor! Studiul realizat de curs ne arată faptul că 66% dintre români consideră că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție greșită și doar 23% spun că merg într-o direcție bună. Dacă mergem la următoarea întrebare, ei bine, trebuie să știți că printre principalele probleme regăsite de români sunt, în primul rând, inflația și prețurile, 24%. Pe locul 2 se află nivelul de trai, veniturile mici, pensii și salarii 16%, iar pe locul 3 românii numesc corupția ca fiind principala problemă a țării noastre. După aceste prime trei locuri, criza economică, sănătatea, lipsa locurilor de muncă, educația, războiul, consumul de droguri sunt următoarele probleme din țara noastră, urmate de instabilitatea politică 2% și infrastructura alte 2%. Mergem mai departe. Au întrebat românii cât de afectați sunt de creșterile prețurilor, iar 49% dintre persoane au declarat că sunt foarte afectate, urmate de valoarea afectat cu 46%. Puțin afectat 3%, 1% foarte puțin sau deloc. Aceștia au fost întrebați și dacă vor exista creșteri de prețuri în următoarele luni. De exemplu, la alimente, 95% dintre români consideră că în următoarele luni vor exista creșteri de prețuri în cazul alimentelor, dar și în cazul energiei, 93% energie și gaze, iar prețurile la carburanți sunt așteptate să crească, cel puțin în percepția românilor. 92% dintre persoanele respondente au spus că se așteaptă la aceste majorări. Și costul întreținerii s-ar putea să crească în percepția românilor. 86% dintre respondenți se așteaptă la creșteri de prețuri, 7% speră sau cel puțin nu cred că va crește costul întreținerii, iar 7% dintre respondenți nu știu ce să răspundă la această întrebare.